Foarte la La Taur. Taur. E, ajung la semnele fixe și asta vreau să spun, pentru că vărsătorul face parte din semne. Știți că există trei cruci, cruce cardinală, cruce fixă și cruce mutabilă. Eclipsele se vor produce pe două semne care fac parte din această cruce fixă. Deci unul din brațele crucifix este leu și vărsătorul. Vărsătorul, să fiți foarte atenți toți, care știți că aveți soarele între gradele 13 și 18, lei 13 și 18, scorpion 13 și 18, taur, că suntem la taur, între gradele 13 și 18, în funcție de ceea ce aveți în tema natală, vi se pot întâmpla lucruri excelente sau mai puțin bune. Deci, aceste persoane care își cunosc tema astrală și știu unde au poziționat soarele în momentul nașterii, să fie atent la acest lucru. Pentru Taur, călătoria sufletului este una destul de profundă în acest moment, o profunzime pe care probabil el nici măcar nu și-o bănuia. Renunță la orice idee care nu rezonează sau dacă simt că nu sunt suficient de bine pregătiți pentru a merge mai departe, cu propriile gesturi, căutări și călătorii sentimentale se vor opri. Vor înțelege că, de fapt, dacă tot tatonează și nu au ceva sigur, n-au de ce să meargă mai departe. De ce să nu își permită uneori să beneficieze de avantaje, mai ales când este vorba despre munca lor? Iată, este o întrebare retorică care îi va însoți toată luna, pentru că este timpul să facă ceva și pentru ei. Ei sunt muncitorii conștiincioși, dar un pic indolenți, un pic mai lenți, care... Ei bine, cu toate, să știi că uneori am constatat că cel care, chiar dacă este mai lent, întotdeauna va ajunge la capăt și va face lucrurile bine, foarte bine puse în matca lor, pe când unul care realizează asta, cât ai bate din, nu se mai uită în urmă, nu mai verifică, nu mai este atent la amănunte. E bine, taurul este atent tocmai la aceste amănunte. Ce ar fi să le mai... Lucruri, pe măsură ce va trece timpul, va trece luna, ei vor constata că, cum să spun, că vor, se va configura și pentru ei ceea ce înseamnă un sfârșit de anotimp, o dorință de a-și lua un mic concediu, vor și ei se vor simți destul de normal la influxurile pe care le aduce luna august. Foarte multă lume se va simți epuizată, se va simți obosită. Va dori să se relaxeze. Trebuie să învețe să se relaxeze. Este foarte important să respecte un orar de somn. Mercur, stăpâna unui alt semn de pământ, al Fecioarei, care este un semn mutabil, va intra în retrogradare pe 12 august, cum spuneam, iar influxurile acestei retrogradări îi vor trimite în trecut, îi vor trimite să rezolve o serie de probleme pe care ei n-au reușit să le rezolve până acum. Asta este iar important de... Ar putea trăi sentimentul că sunt un remorcher pentru nevoile lor pământești și care să-i conexeze cu spiritualul. De fapt, unde, la ce nivel este această trimitere în trecut? Nu vă speriați că nu vă trimite în urmă cu 20 de ani, ci vă trimite la ultima retrogradare a lui Mercur, care a fost în aprilie-mai, Da, deci și în ajungem și zona la aia. cele simboluri care le sunt Așa, de folos, ce luna le aceasta este acum taurilor. de folos? Uleiul esențial de lămâie, de verbină, de lemongrass, de salvie, și purtarea unui cristal galben sau verde care va stimula aspectul financiar. Este Foarte. vorba despre citrin, despre jad, jadul verde, despre malachit care este verde, despre aventurin care este verde, Foarte dar în mod interesant. special calcitul și citrinul, Să vedem ca și și la gemeni. pietre galbene, gemeni.